Premierul României Nicolae Ciucă susține că a ajuns la un consens cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în ceea ce privește înlocuirea limitei de 9,4% din produsul intern brut pentru cheltuierile cu pensiile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Am uh, discutat și aspectul uh, ajustării uh, a o serie de uh, jaloane și ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2020. 26. Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii uh, și am uh, convenit că este posibilă uh, înlocuirea uh, acestui indicator cu un altul care să țină cont de uh, studiul Băncii Mondiale și de uh, un indicator de disciplină financiară. De asemenea, Nicolae Ciucă se declară încrezător că țara noastră va adera la spațiul Schengen și susține că România are perspective pozitive în ceea ce privește ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Șeful executivului s-a aflat zilele acestea într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, cu noua președintă a Parlamentului European Roberta Metsola, precum și cu omologul său belgian Alexander De Croo.